AJOFM Gorj derulează în această perioadă o serie de cursuri de formare profesională, iar luna următoare vor începe alte cursuri pe diferite specializări. La cursuri se pot înscrie șomerii sau persoanele afiliate în căutarea unui loc de muncă și sunt înregistrate în baza de date a agenției. Printre cursurile organizate la Târgu Jiu se numără cele de bucătar, cofetar, inspector resurse umane, dar și de operatori introducere validare date. Avem până în prezent organizate 4 cursuri de la începutul anului, la care avem cuprinse 107 persoane care beneficiază de gratuitatea serviciilor de formare profesională, din care 79 sunt șomeri, iar pentru perioada următoare intenționăm și formăm grupe pentru ocupațiile de brutar, bucătar, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, confecționer, asamblor, articole textile, respectiv croitori, și chiar aici aș vrea să menționez că vom începe 2 cursuri chiar la Bustuchin. De asemenea, curs de dulgher, tâmplar, parchetar, fasonator mecanic la Crazna, inspector resurse umane, operator introducere, validare, prelucrare date, operator ospătar, chelner, vânzător în alimentație și zidar, pietrar, tencuitor. Cursurile sunt gratuite pentru toate persoanele înregistrate în baza Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, fie ei șomeri indemnizați sau neindemnizați. Se mai pot înscrie la cursuri, însă în limita locurilor disponibile, și persoanele care nu sunt înregistrate în evidențele agenției, însă contra cost.